Salutare, sunt Robert și vreau să-ți povestesc în podcastul ăsta, de fapt să răspund la o întrebare despre cine e vinovat în chestia asta cu BCR și Buhnici. E BCR vinovat sau Buhnici? Pentru că mie mi se pare că e foarte multă ipocrizie, cel puțin în cazul BCR. Asta este părerea mea și eu cred că BCR este vinovat și dacă o să urmărești până la final filmulețul ăsta, o să înțelegi de ce. Filmulețul ăsta vine în urma publicării filmulețului de ieri, în care am făcut niște comentarii pe tema asta și în urma unor comentarii pe care le-am văzut pe LinkedIn, în care se tot vorbește de capitalul de imagine. Că Buhnici ar fi stricat sau ar fi dus la scăderea capitalului de imagine al BCR. Păi despre ce capital de imagine vorbim? Ăla prost sau ăla bun? Că mie mi se pare că BCR nu are un capital de imagine atât de bun. De fapt, nicio bancă nu are un capital de imagine atât de bun. Și atunci despre ce discutăm? Hai să pornim de la baze ca să înțelegem despre ce este vorba. Fiecare business are niște valori. Valori pe care se bazează businessul respectiv. Când zic niște valori, zic niște principii de la care nu faci rabat. De exemplu, unul din principiile business-ului pe care îl fac eu, ăla de consultanță logistică, este că eu trebuie să-i ajut și să le ofer soluții clienților pe ceea ce au ei acolo, nu pe ceea ce au alții și nu cum lucrează alții. Adică eu nu pot să mă duc la un client și să-i spun, băi, tu aici, știi, tu ai 5 oameni în depozit, 7 rafturi și n-ai niciun stivuitor. Păi știi că ar trebui să-ți iei 100 de oameni în depozit cu 7 stivuitoare, că uite ce are ăla alalt. Da? Deci, practic, eu trebuie să-i ofer clientului niște soluții cu ce are el acolo și cu ce ar putea să mai aibă în condițiile în care își calculează foarte bine costurile. Da? Deci ăsta e unul din principiile de bază la care eu nu fac rabat. Da? Așa ar trebui să aibă orice business. De exemplu, în cazul băncilor, hai să vedem care sunt valorile astea. Păi ele sunt simplu de văzut. Eu mă duc la o bancă și nu e neapărat valoarea pe care banca ți-o transmite ție, ci ce percepi tu ca client că este o valoare a băncii respective. Păi în primul rând mă duc la bancă să-mi depun banii și trebuie să am încredere în banca aia. Pentru că dacă n-am încredere în banca aia că voi putea să-mi iau banii înapoi, eu nu mă mai duc. Deci încrederea este valoarea primordială. A doua, mă duc să depun banii la bancă pentru că mă aștept să câștig ceva în plus, da? Deci profitabilitate, da? Al treilea este mă duc și aleg o bancă cu care să lucrez pentru că își respectă clienții. Pentru că atunci când mă duc acolo nu mă tratează cu fundul. Pentru că dacă mă tratează cu fundul, eu nu mă mai duc acolo, da? E atât de simplu, adică sunt trei chestiuni fundamentale. Prima dintre ele e încrederea. Profitul poate să lipsească în anumite perioade pentru că nu este atât de important ca încredere. Și partea asta altă cu customer service-ul, cu modul în care își tratează clienții, poate să aibă niște lacune la un moment dat. Pentru că iarăși nu este atât de definitoriu. Pentru că dacă este încredere și eu am făcut profit, parcă odată înțeleg că o tipă de acolo e nervoasă că... Da, înțeleg chestia asta, că nu-s absurd. Bun, astea sunt valorile pe care eu ca și client le percep de la o bancă. Bănuiesc că și ei transmit același lucru. Pentru că dacă eu nu percep și el nu-mi transmite că eu aș putea avea încredere în el, eu nu mă duc acolo. Bun. Asta este una din valorile fundamentale. Dacă eu am valoarea asta fundamentală, pot să mă asociez cu cineva care nu respectă valoarea asta fundamentală? O pot face. Nu mă obligă nimeni să n-o fac. Dar asta înseamnă că acel capital de imagine, adică ceea ce va transmite omul ăla către viitorii mei clienți, nu este încredere. Pentru că dacă eu m-am asociat cu el văzând că el nu este de încredere și că el nu transmite încredere, înseamnă că eu mi-am făcut praf valoarea fundamentală. E corectă logica? Și o înțelegeți, da? Bun. Știa BCR că Buhnici nu transmite încredere? Păi putea să-și dea seama de chestia asta, pentru că eu mi-am dat seama de foarte mult timp și nu-l mai urmăresc. Trebuia doar să se uite la filmulețe lui, pentru că finalmente Buhnici e Buhnici. El face ce știe să facă.
și transmite într-un anume fel. De ce? Pentru că așa vrea el, asta este strategia pe care și-a ales-o, atâta poate, nu știu dacă atâta poate sau nu, dar mă gândesc că asta este unul din motive. Și-a dat seama că publicul lui este unul de o anumită factură care bagă la maț tot ce livrează el acolo. Despre asta este vorba. Putea BCR să-și dea seama de chestia asta? Absolut, absolut. Trebuia să se uite la niște filmulețe de ale lui și să vadă chestia asta. Vă dau exemplu, unul singur. E un filmuleț în care la un moment dat făcea niște plimbări cu Tesla aia lui Model 3 pe nu știu ce drumuri de munte pe aici prin România, după un an de zile după ce și-o luase și zice, eu un an de zile am condus mașina asta gratis că nu m-a costat nimic combustibil. Combustibilul între ghilimele, că era vorba de energie electrică. De ce? Că a alimentat de la panourile solare. Păi da, asta înseamnă că mă prostești pe mine dacă îmi spui treaba asta. Păi pe panourile alea solare n-ai dat bani, mă, nenea buhnici. Ai dat bani și ai dat mulți bani pe ele și ai dat atunci când ți-ai cumpărat mașina ca să poți să conduci gratis după aia. Și asta înseamnă cumva că mă înșeli. Da? Asta înseamnă că eu nu mai am încredere în tine. În momentul când tu mi-ai spus asta și n-ai fost foarte transparent cu mine, înseamnă că eu nu mai am încredere în tine. Corect? Mai sunt și alte chestii. Ne-a spus că el la casa aia lui plătește 60 de lei pe lună, nu știu când, acum un an și ceva sau doi, a făcut un filmuleț în care ne-a arătat că plătește în lunile de iarnă 60 de lei pe lună. În cele mai grele luni de iarnă. Păi da, dar nu-mi spui câți bani te-a costat ca să ajungi să plătești 60 de lei pe lună. Pentru că te-a costat vreo 70.000 de euro. Dacă împarți aia 70.000 de euro la câte ține o centrală pe lemne sau o centrală pe gaze și aia o să ajungi la concluzia că de fapt tu plătești mai mult acum decât plătesc eu. Asta înseamnă că mă prostești, nu? Un om cu scaun la cap și care gândește înseamnă că mă înșeli. Și asta înseamnă că eu nu mai am încredere în ceea ce spui tu. Pentru că și la celelalte lucruri la care eu nu mă pricep, pentru că la astea m-am priceput și mi-am dat seama de nuanțe, dar la celelalte lucruri la care eu nu mă pricep, înseamnă că și acolo ai nuanțe de astea pe care eu nu s-ar putea să nu le văd. Și atunci mai accept să mă prostești în continuare? Nu. Dau unsubscribe și am plecat. Ceea ce am și făcut. BCR putea să-și dea seama de treaba asta? Absolut, care niște oameni deștepți acolo. De ce n-au făcut-o? Eu cred că știau de asta. Și cineva și-a asumat toată treaba asta. A zis, băi, ăsta e ok pentru noi. Păi de ce? S-a întrebat cineva dacă e în linie cu valorile lor? O altă chestie foarte importantă. Buhnici nu prea mai răspunde la comentarii. Asta am remarcat-o iarăși de foarte mult timp. Nu știu dacă în ultima perioadă, pentru că nu mai urmăresc dacă face chestia asta sau nu. Dar cred că nu. Păi dacă nu mai răspunde la comentarii, cum se aliniază chestia asta cu grija față de client, cu apropierea față de el, cu lucruri de genul ăsta? Pentru că dacă tu nu faci treaba asta, înseamnă că nu te interesează. Că e o masă de manevră în spate. Nu știe nimeni să răspunzi la toți. Știu și eu și alții că sistemul de comentarii de la YouTube e idiot și că nu poți să răspunzi în anumite situații la toți. Păi, dar măcar la alea care sunt foarte relevante și unde se generează discuții, unde oamenii spun niște întrebări care sunt logice și sunt ok, măcar acolo să răspunzi. Adică la alea care sunt civilizate, care sunt, măcar acolo răspunde. Încă o dată, nu știu dacă mai răspunde sau nu, că nu m-am uitat și nici nu mă interesează. Nu-l mai urmăresc de ceva timp din condițiile pe care vi le-am spus mai devreme. Bun, în condițiile astea, în condițiile în care BCR putea să evalueze foarte bine, așa cum am făcut eu evaluarea mea și am zis, ok, pașii puțin, avem aceleași valori, du-te. Putea să facă treaba asta? Da. A făcut-o? Probabil că da. Probabil că a făcut-o. Și cu toate astea a mers mai departe. De ce? Pentru că BCR, de fapt, îl doare în cur de principii și de valori. Dar BCR vine acum și zice, băi, valorile noastre sunt importante. Păi cum, mă, BCR până acum n-au fost importante și acum sunt importante? Dacă tu aduci niște oameni la tine, aduci de un om care nu-ți respectă valorile și în care oamenii ăia cred în omul ăla nerespectând valorile și cred în ceea ce le transmite el, nu e clar că cineva prostește pe cineva în toată ecuația asta? Adică tu mă prostești pe mine pentru că eu de fapt cred că idealul tău și buhnici respectă valorile tale care de fapt nu-s valorile tale. Sau tu mă prostești pe mine. E clar că relația asta nu va funcționa.
E clar că vor apărea disensiuni, e clar că vor apărea probleme. Dar tu ai mers și ai ales să o faci așa, BCR. Și atunci, despre ce discutăm în toată treaba asta? E Buhnici vinovat? Nu, pentru că trebuia să te aștepți la o astfel de chestie de la Buhnici. Și atunci, de ce ai mers cu el? A, ți-a oferit niște chestii care te-au interesat și acum o dai la întors, ți-ai asumat și ai mers cu asumarea aia până când s-a putut, prostind lumea, și acum vii și spui, bă, nu mai e ok să merg cu Buhnici. Că eu nu știam cine-i Buhnici. Ba da, BCR, știai cine-i Buhnici și puteai să știi. Și eu sunt convins că știai, că nu ai niște tâmpiți acolo la toate departamentele alea pe care le ai. Și te tâmpiți pe care îi plătești cu niște bani foarte mulți. Și atunci de ce ai făcut-o? Ca să prostești lumea? E o întrebare la care aștept să dați voi răspunsul. Lumea nu mai... Toată lumea asta și tot business-ul ar trebui să fie făcut pe valori. Lumea nu mai crede în valori. De ce? Pentru că există astfel de situații în care companii mari cu valori bine definite sau care ar trebui să aibă cu valori bine definite vin și se asociază cu cineva care nu are nicio treabă cu valorile companiei respective. Și după aceea îi pică capitalul de imagine. Și zici, bă, stai puțin, ce s-a întâmplat? Păi asta s-a întâmplat. Pentru că capitalul tău de imagine, ăla pe care tu vrei să-l creezi, este creat astfel încât să-ți respecte valorile respective, alea pe care se poziționează tot business-ul tău, temelia business-ului tău, fundația business-ului tău, pentru că pe alea ți-ai creat tu business-ul. Nu? Despre asta este vorba. Ăsta este capitalul de imagine pe care vrei tu să-l transmiți oamenilor. Să-i spui, băi, la mine, dacă vii, uite, ai încredere că se întâmplă următoarele lucruri. În momentul când te-ai micționat pe toată treaba aia, deja s-a dus dracu toată fundația ta. În momentul când faci acțiuni care denotă că te-ai micționat pe toată treaba aia, s-a dus dracu tot ce ai făcut tu. Și vii să ne prostești din nou că de fapt tu nu știai? Hai să fim serioși. Că lucrurile nu stau chiar așa. Și nu suntem toți chiar atât de proști și chiar atât de atâmpiți cum ne crezi tu. Mulțumesc, la revedere, dați click pe subscribe și pe clopoțel dacă vă place ce fac pe aici și aștept părerile voastre în comentarii, că e un subiect foarte interesant.